Sto banghiamo. Voi fate attenti, c'è il telecomando a me. Deci il telecomando a te. Păi stai așa, că nu știu cum. Așa le ții, ca să știi care asta, asta, așa. Da, mă, cum ți le-am dat, așa sunt. Băieți, avem aici zgârzile alea pe care le țineți minte din prima parte pe care am făcut-o cu Bogdan. Ele curentează, adică te cam zgârții, Teo. Gen, dacă ești sensibil așa, să-mi zici de acum că ați dat nivelul ăla, măcar mai mic. Păi dă-l mai mic, e joară. O să lăsăm un pic mai mic, așa. Fii atent, ne înhămăm cu astea. Pe spate sau pe dreapta? Nu contează, fac contact cu piele, dar de preferat aici, mai pe dreapta, cum ar veni. Ia. Hai, băieții mei! Acum nu prea e Caterin. Și nume ți le pun la... La grivei. Gata, ai reușit? E lejer așa sau vrei să o mai da, strângi? Da, okay, poți să mai strângi dacă vrei. Nu vreau. Nu vreau să mai strâng. Poate nu faci contact acolo și îmi dai țeapă. Bă! Ia, dar dă drum, eu nu știu cum... Pur și simplu, cred că apăși pe... Hai, gata, da. Așa. Bă, fiți atenți că vreau să vă explic la început chestia. Asta nu doare sau ceva, te furnică și îți dă foarte puțin așa senzația. În sensul că nu știți e ceva foarte... Minte, acolo. Ne omoară direct aici pe vlog. Bă, dacă dau la nivelul la maxim, s-ar putea să te rupă. Nu doar furnică. Deci eu dacă nu nimeresc la cine trebuie, să știți că sunt prea multe pe cap. Cum ar fi, greșești tu și-mi dă mie. Mi-ar plăcea așa, dar invers nu. Invers, mi-ar plăcea mie. Dacă voi aveți încredere... Băieți, înainte să dăm drumul la cel îndesat... Stați așa, față în față voi doi. Să ne duelăm cum ar fi. Nu, lasă, stăm așa. Înainte să dăm drumul la challenge-ul ăsta, băieți, primul link în descriere găsiți canalul lui Teo acolo, intrați și abonați-vă. E prea dulce, da, nu, să vă abonați la el cel mai important. Nu, la el să vă abonați. Insist eu. Da, amândoi băieți acolo să facem așa. Cât mai mulți urmăritori și badale de acum stai la mâna ta. Eu știu ce înseamnă să fii la mâna lui, nu prea e ca lumea. Gata? Da, eu sunt pregătit. Îi pui întrebare lui și una mie. Păi, cu cine încep? Cu Teo. Cu Teo, da? Forță. Deci trebuie să iau telecomanda asta, cum ar veni. Fii atent, ești pregătit pentru întrebare? Mai pregătit ca niciodată. E ceva simplu așa, adică ar trebui să știi. Ok. Ce culoare are cutia neagră a avioanelor? Negru. Stai, mă, de ce? Deci un singur răspuns, portocalie scrie aici. Păi cutia neagră e portocalie, mă, măi, la mișto? Bă, dacă așa scris, ai tu așa să spun. Auzi, că ceva simplu, așa. O știam pe asta. De asta ne-am pus. Păi tu de unde, mă, te joci trivia doar ăla? Da, fii atent, deja că ai răspuns la asta, îți mai dau eu o cisma. Hai, nu, 100 de euro, e cam mult, 100 de lei. Fii atent, nu te mai uita, tu că mai am aici așa. Ce merge în sus și în jos? Dar nu se mișcă. L-am omorât. Merge în sus și în jos, dar nu se mișcă. Deci l-am omorât cu întrebarea asta, eu îi dau drept. Stai, nu, stai. Bine, încă o regulă, nu stăm două minute. Da. Așa, 10 secunde. Eu știu. Merge în sus și te uita la el în telefon? N-am văzut gen. Hai, telefon. Deci 5, 4, stai, mă, stai cum ea. 3, 2, timp, viața, banii. Anii de liceu erau. Nu, ia zi tu. Scara. Da, am văzut răspunsul. Păi șarpe. Păi ți-am zis că nu stau bine. Vezi cum ți-am spus acolo. Anii de liceu, auzi, mergi și în sus și în jos. Păi dacă rămâi repete, nu, bă? Rămâi pe loc, mă. Păi rămâi pe loc, mă. Schimbă asta, schimbă-le acum manetă dacă îi pui întrebări. Te văd că parcă văd că greșești și mă puțin pe mine. Ia. Ce s-a terminat în 1919? Asta cu istoria, l-am rupt. Primul război mondial. În 1919. Asta e răspunsul tău final? Păi stai, mă, ce s-a terminat, ai zis? Da, da. În 1919. Asta e finalul tău, da? Deci zic înainte răspunsul și după aceea te pregătești. S-a terminat anul 1918. Și a început anul. Mă, e nasol rău de tot ăsta. Băi, se ciudat rău. Adică... Deci anul 1918, după aia vine 19, 20, 21. Dar oricum ăla s-a terminat în 1918, mă, frate. Cine, războiul? Da. Da, eram panicat și am zis că ce mă. Ia să te văd eu, doamne. Fii atent acum. Asta e așa puțin... Nu, de ce faci mangleale? Fii atent. Ce se află între soare și pământ? Aer. Deci, frate, că ai răspuns, ăsta e răspunsul tău, da? Între apă și pământ. Între soare și pământ. Între soare și pământ, ce se află? Și. Da, mă. Nu e, măi, aer! Da, dar fii atent că de acum nu mai merge așa. Da, stai. Ai zis cuvântul, răspunsul, așa rămâne. Că te-ai întors, te-ai mai gândit, hai, fii. Am scăpat de data asta, băieți. Ești pregătit?
Că-l scoate acum cu căscata asta dacă nu îi sare din încălțări. Deci ești pregătit, da? Da, mă, da, ia. Ce merge în sus, dar nu coboară niciodată. 5, ce 4, să meargă? Păi stai, nu mai lasă-mă un pic. Dacă mi-a dădea mine, nu știam, mă jur. Ce merge în sus și nu coboară? Niciodată. Ce vrei? Nu, habar nu am. Copacul! A! Vârsta. Vârsta. Păi și vârsta merge în sus sau înainte, mă? Bă, eu aș citești și scrie aici, păi frate. Păi da, mă, dar ajustează-o și tu să mă gândesc și eu. Deci, tu crești în sus? Ce spune, în vârstă ce sau merge înainte? Așa citesc, era corect întrebarea ce merge înainte, dar niciodată înapoi, gen. Și e și timpul aici. Eu aș citesc și bani cu timpul. Ce s-a scris aici? Răflați-mi mai târziu. Frate, ce întoarce tot ce este în jur, dar fără să se miște? Întoarce tot ce este în jur, dar fără să se miște. Da. Întoarce tot din jur? Dar fără să se miște. Ai gata. Oglinda. Că... Eu da. Știu. Vă. John. John. Vezi că mi-a făcut greu. Acum, acum era cu mâna pe buton, a scăpat. Am vrut să-i dau. Oglinda. Dar voi știți toate astea, mă, de pune. Bă, nu e adevărat. Fii atent că mi-a dat-o la cap. Ai început, nu te... Nu mă mai jur că voi le știți. I-am făcut mare. Ia fete. Păi le știam pe toate, da. Dacă era numai mai curent. Ce aveți. Clădire adăpostește cele mai multe povești? Ce clădire? Da. Bă. Adăpostește cele mai multe povești. Clădire adevărul. Biblioteca. A, da. Bă, bă, nu știu nimic în cața și cura ta. Iar îmi dai de-aia așa, nu? Ce au în comun un tâmplar și un procuror? E șmecher răspunsul și mișto și întrebare. Tâmplar și procuror, dar nu știu ce... Tâmplarul e ăla, dar lucrează la tâmple. Am înțeles, bravo, și procuror. Procurorul... Ai, gata. Păi ce procuror? M-am distrat să... Că prea mult. Dar oricum e un răspuns ciudat, gen. Amândoi lucrează la parchet, adică... Da. Lucrează pe parchet? Tâmplarul face păi, tâmplarul, gen, stă pe parchet, lucrează așa, pe parchet. Așa, și procurorul? Și el lucrează la parchet. Așa se numește. Așa se numește instituția aia acolo. Acum are logic. Nu mă duce acap, mă, dacă mă mai lăsai nici jumătate de zi, cred că tot aici mă găseai. Îți dai seama. Păi, da, ghici, mă, bro? Nu, nici eu n-am. Da, nu, ghici. Dește, bro. Tu ești, da? Da. Da, da, fii atent. Câte mere poți mânca dimineața pe stomacul gol? Până ești de saturi. Câte mere? Păi cum m-am luat la mișto? Cum adică? Ți-am pus o întrebare, te-am luat la mișto. Deci asta așa, asta. Câte mere poți mânca dimineața pe stomacul gol? Cred răspunsul tău este? Fii atent, asta cred că a fost între noi doi, dar trebuie că eu mi-l aduc aminte. Păi bă frate, eu pot să mănânc două, tu poți să mănânci trei. Ia. Tu mă frate, câte vrei? Ia, câte tu. Vrei, da? Tu. Păi da, dar da, care e mă? Unul singur, restul nu mai sunt pe stomacul gol. Dacă... Ia-ți pară capul la nebunit. Îți niște întrebări, crede-mă, nici... Trebuie să fie atent. Eu nu ghiceam niciuna, nu răspundeam la niciuna corect. Ești pregătit? Yes. Ce îți aparține și este folosit mai mult de alții? Îl știu pe ăsta, Badan. Ia zi. Numele. Știi, ăsta cred că fraierul s-a uitat la toate înainte și a venit aici să facă video. Nu, n-ai văzut, dar ții, gen, ai intrat, intri, poți schimbi site-urile, poți faci ce vrei tu, gen. Eu zic că e vădejeală, dar hai. Băi... Băi, școala vieții, bă! Fii atent, ești pregătit? Nu e o ființă vie, dar tot are 5 degete. Mâna? Nu. Deci ce nu e ființă vie, dar are 5 degete? Are tot, da. Ai, gata, că a trecut și cât... Bă! Am greșit să mă... Bă, ce prost ești, bă! Nu mai da și mie acum! Mănușa era răspunsul corect. Păi, dar nu mai fi de... Stai că nu mai... Asta a ta așa, da, așa... Le-ai pus bine acum, pe da, gana și picior, să-mi bag... Așa e. Bă, ce prost e, mă! Ești pregătit? Ești pregătit mai rău, frate, n-ai văzut că pe mine... Fii atent! Creiera e în ghet. Așa e. Hrănește-mă și am să trăiesc, dar e de ajuns să-mi dai să beau și am să mor. Ce? Hrănește-mă și am să trăiesc... Eu știu, știu nu asta, cred, e singura pe care o știu! E singura pe care aici, știu, mă jur că de data asta m-am uitat, dar o știu de mult pe asta. Își hrănește-mă și am să trăiesc. Dar e de ajuns să-mi dai să beau și am să mor. Mă gândesc la plante, la chestii genul ăsta, dar nu-mi dă. Gândește-te mai încolo. Focul. Da, focul era. Știam asta. Bă, ești prost. Trebuia să te gândești la asta ultima aici când zici să-mi cu... Să-mi dai să beau.
Da, că dacă să bea, să stingi gel moare. Și acum normal că nu mai știu. Cu cât mai mult iei din ea, cu atât devine și mai mare. Groapă. Da. Bun. Da, mamă, fii atent cu povara acum. A dat-o n-alea de le știu și eu, dar am citit, știi ce zic? Ar trebui să o știi. Cine nu răsare din semințe? Bă, că m-a distrus asta. Soarele. Răsare din semințe. Mă gândeam acum că trebuie să crească gen. Să... Bă, m-a prostit. Asta trecem din coa. Îmi place. Dacă vreți, putem continua așa 24 gări, cum îmi place. 24 gări challenge. Care cer nu are stele? A, că asta... Cerul gurii. Da. Bă... Trecem din coa. I-a scăpat eu. Hai, vă mai pun? Mai facem fete, mai facem câte una de fiecare și, și oprim asta că nu mai pot cu asta că eu mă curentez singur pe aici. Bă, dă asta. Bă, puneți-o mă la loc. De ce, dar nu eu joc. Hai, ești pregătit? Da, hai. Cine merge așezat? Pe mai mulți. Cine merge așezat? Nu știu, e logică, gândiți-vă. Mă, tărâși așa, da, da, așezat. Cine? Da, stai că n-am apucat, dar n-am mai făcut numărătoare inversă. Ai văzut, da? Șahistul. Așezat. Ai, mamă, e la mișto, da, merge șahistul așezat. Bă, ce aveți, mă, frate, dacă așa, așa scrie... Și vreau să-mi traduci, cum adică un șahist? Dar nu, că nu mă bag, nu știu. Și bătaie dragul ăsta care a scris astea, dacă îi punem înapoi el vreodată. Nu mă bag. Ești pregătit? Bă, fii atent că asta e ultima. Deci mi-am dat asta jos de aici, de la gând, că nu mai suport. Trebuie să te gândești bine, că e problemă. Ce se umezește în timp ce se usucă? Ce se usucă? Aoleu, ce... Era să zic eu. Stai un pic, ce se umezește? Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce era să zică Teo acolo. Zăpada! Cum, mă? Dar ce? Prosopul. Și ia fii atent, zăpada. Când o usucă gen soarele, nu se umezește că se topește? Da, mă, fă, da. Păi și de ce îmi dai răspunsul la... La întrebarea lui. Păi și cum se umezește prosopul în timp ce se usucă? Ce se umezește în timp ce usucă? Gen, în timp ce usucă, el usucă, te-a lucrat... Puneți asta! Te-a lucrat... Puneți asta, tu ai zis în timp ce se usucă. Puneți asta. Dar ce știai răspunsul, nu? Păi dar nu era mai logic. Ia stai, mă, în viața mea. L-a lucrat pe Teo un camaj gura în păstră. Ia zi. Deci... Ce începe cu Ada să termină cu Ș? Dar bă, dar nici nu zi asta zi, așa. Zi, mă, zi! Tu trec cu asta jos, dar nu. Bă, dar stai, mă, așteaptă să se păi, spun. Păi, dar ce, mă, mi-ai pus, fiară în roate. Hai, mă, mi-ai pus bețe în roate, nu mai filuiesc nimic. L-a lucrat pe Teo, un cam aș gura voastră. Mamă, cât m-am distrat aici. Nu, ai știu răspunsul, ce să-ți fac? Păi în timp ce se usucă sau știa... și în timp ce usucă? Știai răspunsul? Păi da! Normal, acum ce putea să zică și el. Băieți, ăsta a fost vlogul nostru, sper că v-ați distrat alături de noi. Sincer, acum la sfârșit cu băieții am râs aici și super tare. Cel puțin eu nu știu cât a râs Bogdan. Ce faci, mă? Aștept să doarmă și le pun pământul. Nu, uite ce, era, știam că asta vrea să facă. Apăsați butonul de like acolo, nu uitați de primul link în descriere canalului Teo. Până data viitoare, băieți, Bogdan, Teo, vă salutăm. Ciao!